în baza IP-ului pe care l-am, mi se poate vedea exact inclusiv locația de unde sunt, nu? Adică informația de genul ăsta se poate duce mai departe și am văzut niște modele prin Statele Unite de profilare care se luau în funcție de prietenii din rețelele sociale și localizarea dată pe bază de unde s-a conectat, unde te-ai conectat cu IP-ul tău, îți făceau profiling. Da? Deci, în momentul în care e profiling, deja e clar că se duce în zona de date personale. Exemplu ăla cu un trimite cineva din India, da, nu văd cum ar putea fi considerat. E foarte mult de la caz la caz și sunt foarte curios să văd cum o să treacă la a da amenzi, nu știu, pentru date personale pe bază de IP. Da, da, ok. Odată în formularea dată cu caracter personal, cuvântul ce este personal. Dacă niște date nu pot fi asociate unei persoane fizice și regulamentul se referă doar la persoane fizice, nu sunt date cu caracter personal. Una dintre modalitățile prin care o firmă poate reduce scopul de acoperire a datelor cu caracter personal este pseudo-anonimizarea, separarea de pildă. Dacă într-o casă, nu e foarte simplu, într-o bază de date, ai o tabelă care spune nume, prenume și a doua coloană adresa IP. Da? Adică de la adresa, persoana George Drăgușin s-a conectat de la adresa IP-X. Dacă eu scot acea coloană și o mut în altă bază de date care nu este accesibilă, nu este direct asociată, n-am nicio cheie prin care să-mi dau seama care era de fapt adresa IP asociată a lui George Drăgușin, nu mai este dat cu caracter. În sensul acesta este. Deoarece utilizarea datelor cu caracter personal în scop de cercetare sau statistic este posibilă în măsura în care o dată separată sau segregată sau prelucrate, prelucrate, sintetizate acele date, nu mai pot fi folosite pentru a identifica specific o persoană, nu mai sunt date cu caracter personal. Bineînțeles, cu adresa IP în sine, nu este o dată cu caracter personal, ci doar prin asocierea cu o persoană propriu-zisă, ca și coordonatele GPS de el. Pot să am niște coordonate GPS, dar dacă alături scriu Teodor Cimpoieșu, această adresă sau, de pildă, foarte simplu, Uber, da? Folosesc Uber, să zicem că Uber ar avea o conexiune necriptată către serverul lor, în această încăpere pe un nu-i fi necriptată. În momentul ăla, mă expun la riscul ca cineva să captureze traficul și să vadă că eu am cerut pentru persoana Teodor Cimpoieșu și la această locație geografică un taxi. E, aia e o expunere dată cu caracter personal. Dacă nu există persoana, nu există caracterul personal. Cam asta e pe ca să fiu un pic mai specific, aș vrea să discutăm adresele de IP. E clar că adresele de IP în sine nu sunt niște date cu caracter personal, însă în momentul în care are loc o investigație și această adresă de IP este o adresă publică, o lege în mod clar de un dispozitiv, așa cum spuneam, că Waze-ul și Google Analytics-ul poate să facă analize și profiling legate de telefoanele astea mobile. Acea adresă IP publică nici măcar nu este proprietară mie, pentru că este dinamică alocată. Dar la momentul respectiv, la momentul investigației, situația în care fac obiectul unei cercetări sau unei analize, devine dată cu caracter personal. Și atunci, mai specific, voi ca și organizația care o reprezentă, aceste date le considerați generic, date cu caracter personal, sau sunt de la caz la caz? Dar aici este delicat, de fapt, problema. Așa cum nu pot să spui locuitorii de GPS, sunt date cu caracter personal. Nu, sunt un moment particular, în anumite situații, date cu caracter personal. Și atunci, de asta discutăm. Discutăm inclusiv despre cercurile acestea pe care intenționăm să le facem. În momentul în care prelucrezi, scoptezi, iei decizii și analizezi, faci, aplici tehnologii și practici de forență de aceste informații, ele sunt considerate date cu caracter personal, încă trebuie să știm ce calitate avea când le procesăm, prelucrăm și stocăm. Asta e dată. Sunt întotdeauna interpretate în context. Pentru că dacă întreb colegii mei de la legal, în legal, mergem împreună la tot. Eu o să spună, ok, dacă, și apropo, regulamentul enumeră, nu prezintă exhaustiv, acestea sunt date. Se referă la orice dată asociată cu o persoană. Dar
aceasta. Schimbă automat între mai multe instituții de tip CERT pe astfel de date. Hai să o luăm dinspre cine ar verifica. Ar verifica autoritatea. ANSPDCP. Noi spunem pe scurt autoritatea pe numele nume. Care este, va fi echivalentul Consiliului Concurenței. Va avea și are deja competențe în creștere tehnice să verifice dacă ești conform. Și dacă ai o investigație legată de nerespectarea regulamentului, ar trebui să arate faptul că era date foarte erau în context legate de o persoană. După părerea mea, un loc, asta înțelege, e un exemplu foarte simplu, ce înțelege dat acum, un loc de server web. Ce conține? Conține link-ul pe care l-ai accesat și adresa IP de unde s-a conectat. Asta înseamnă că un loc de server web e, sau orice server este, conține date cu caracter personal. Eu aș interpreta dacă, dacă te-ai logat în pagină și era un utilizator, pentru că, de asemenea, regulamentul spune dacă se poate identifica direct sau indirect o persoană. Deci, indirect, dacă eu am undeva, dacă m-am logat cu utilizatorul Teodor și undeva într-o bază de date am că Teodor este Teodor Cimpoișu și mă poate identifica și în loc am adresa IP și numărul Teodor și corelat cu acele informații pot ajunge la persoana mea? Da, sunt date cu caracterul personal. Deci, cred că caracterul personal îl dă de corelarea directă sau indirectă cu o persoană. Și va fi o problemă, apropo de adrese dinamice, că asta au întâlnit și organele de aplicare a legii. Nu toți operatorii sunt obligați să țină pe termen nelimitat acele asocieri, mai ales pe telefonie sau pe rețele foarte dinamice, ce adresa IP am dat la ce device în acea dată. Deci acolo va fi complicat. Probabil că se va reglementa din lege aceste cerințe. Uite, revenim la acest... Ani de zile a durat, până când s-a putut, printr-un flagrant, dovedi că el este acel IP. Altfel, IP-ul în sine nu înseamnă nimic. Toată lumea știa cine e, știa ce face. Dar ca să poată să fie arestat, adus în instanță, ar trebui să se facă un flagrant cu un polițist care a fost infiltrat lângă el. Altfel nu se putea. Deci, nu chestia asta cu IP-ul reprezintă o persoană este greșită. Singurul lucru care identifică indubitabil o persoană este CNP-ul. Atât. Nici măcar adresa poștală. Ele sunt date cu caracter personal, dar nu sunt date de identificare. Pentru că trebuie făcut o foarte mare distinție între astea cu IP-ul. Nu este dată de identificare. Nimeni nu poate dovedi că eu am folosit telefonul meu ca să vorbesc cu comisie. Chiar dacă în locuri există numărul meu de telefon și numărul lui. Știți să vă fantazic un problem ce vă spuneați. Vorba și de datele cu caracter personal de tip special, datele biometrice care sunt mai puternice decât acele ce ne pregătesc. Deci, deocamdată, da. Deci, dar, stați puțin, că eu știu. Nu le-am dat o parte întâmplător. Deocamdată, da. Deocamdată, da, dar există tehnologia cu care ele pot fi modificate. Deci, după părerea mea, în curând înseamnă în 50 ani, proba de ADN nu va mai reprezenta o probă. Atunci CNP-ul acela, cum îl legăm de persoana respectivă? Nu știu. Chestia asta cu identificarea unei persoane o să fie o chestiune din ce în ce mai dificilă. Despre asta. Din ce în ce mai dificilă, pentru că, repet, odată ce există, din 2012, tehnologii care pot modifica ADN-ul în celula vie la nivelul întregului organism. Proba cu ADN-ul, înseamnă 5-10 ani, nu va mai putea să fie o probă. Noi nu discutăm aici la contradictorie, aveți foarte mai multe. Nu, eu am spus că singura dată pe care cred că putem, o să putem să o considerăm, dar nu știu cum, ca dată personală de identificare va fi CNP-ul. IP-ul nu este în mod clar. Tot aici ajungem. Cum relaționăm, adică cum atașăm persoana respectivă la un CNP? Cum atașăm persoana respectivă la un CNP? O să fie din ce în ce mai... Cum atașăm o amprentă la o persoană? Deci, o să fie din ce în ce mai... Proba
aprobare este... Cred că, până la urmă, singura probă reală o reprezintă un flagrant în care există un test de încredere care l-a organizat. Deci relaționarea este. Atât. În rest, toate lucrurile de care vorbim sunt din ce în ce mai volatile. Inclusiv adevărul. Ideea este că în situația în care am reușit să probăm că o persoană este legată de o astfel de dată, care poate fi biometrică, poate fi un genet, poate să fie o adresă de IP, este suficient să o tratăm ca dată de parte de persoană. Despre asta discutăm. Da, dar trebuie făcută o probă de asta. O relaționare strică. Și oricum rămâne la natură. Adică o probă cu un test de încredere prezent, care să certifice lucrul ăsta. De diferența între date personale și identificare. Da, da. În spiritul regulamentului, profilul meu de pe EMAG, care este un identificator, n-are cine vreau, e un ID, un număr la întâmplare. Cu istoricul, cu comenzilor mele, cu ce mi-a plăcut, cu ce comenzi am plasat, nu mă identifică în spiritul legitimitate. Da. Dar este dar profilul meu. Comercial, da. Exact. Și sunt niște date cu caracter personal. Deci, la aceasta s-au gândit. La ce poate reprezenta profilarea mea, nu neapărat identificarea. Profilarea e altceva, da, de tot. O ultima întrebare. Dacă nu, eu vă mulțumesc foarte mult. Creștere ai planetei.
Acum, de când cu ficțiunile, că e Bitcoin, că e euro, că e dolar, tot cu ficțiune, în care dacă o să avem încredere, o să fie Bitcoin. Dacă o să avem încredere în Varujani, Varujani o să fie viitoarea, aveți încredere. Varujani, eu știu, eu știu. O să fie următoarea monedă majoră a lumii. Nu e nici un pas înainte, așa cum trebuie toată lumea, nu e nici o mare șmecherie. De la tot ceea ce trebuie despre tătate, reglementează, acceptă unele lucruri care despre tătate. Singura monedă în care aș avea încredere ce bune, ar fi una care ar fi legată de o resursă limitată. De exemplu, de numărul de scaune existente într-o societate. Nu neapărat de aur, cum zice lumea. Și cum e ce că n-ar fi scaune suficiente, ba da, pentru că o poți schimbi. În momentul în care vorbim de o ficțiune în care avem cu toți încredere, e o ficțiune, ok, câtă vreme avem încredere, ea ficțiunea merge înainte, nu numai avem încredere, ea mai putem să schimbăm de bani, în serios. Aș vrea să intervin eu aici, nu vă țin mult. Nu știu cât dintre dumneavoastră știu cât este valoarea gramului de heroin. Deci un gram de heroină costă în jur de 5 cenți, 7 cenți. Ceea ce îl face atât de scump să ajungă la mii, să somoare oameni în viață, este că este nereglementat, este ilegal și este greu de obținut. Da, dacă ar fi reglementat legal și așa, ar fi modificat. Acum, vedeți că în felul următor. Unul, Bitcoin-ul crește, da. Pentru că în momentul de față, eu vă spun că să puteți informații, este al trei să vă. Deci, tot ce se întâmplă pe piața neagră se plătește, se vinde prin Bitcoin. De ce? Pentru că nu e reglementat. Și nefiind reglementat, este greu de urmărit. Da, crește. Fiind, nu stați un pic, fiind greu de urmărit, greu de urmărit, devine interesant pentru schimburile acestea care se fac pe piața neagră. În momentul în care va deveni reglementat și acceptat, în momentul respectiv va deveni exact cum a spus domnul Concert, orice altă monedă. Adică o ficțiune. Deci, e o altă ficțiune, dar o ficțiune acceptată și reglementată. Și atunci, existând de trasabilitate, existând verificări, existând posibilitatea să existe un control efectiv asupra ei, în momentul respectiv, doar pierde acest apetit care îl are în momentul de față. De ce? Pentru că este un pic out of order. Este un pic avantajul zonei gri. Fiind acest avantaj al zonei gri, devine scumpă. Asta este explicația pentru care crește. Deci, cumva, întrebarea noastră a conținut și răspuns. Nu știu dacă am fost clar. Dar, voi am putea să explica de ce se pot urmări cifre? Nu, în momentul de față, prin mecanismele existente, pentru că ele nu au fost puse în dispoziție, acest blockchain care îl menține în momentul în funcțiune și nu există o autoritate care să-l reglementeze, nu există o trasabilitate, nu pot fi. Nu sunt mecanismele puse în funcțiune. Este trasabilă, dar nu are cine să o traseze. Și n-are cine să o controleze, n-are cine să... Nu există un organism care să poată să facă, să certifice validitatea acelor situații. Practic, este un joc al bursii, în momentul de față. Nu există să se fac peer-to-peer. N-ai un terț. Exact. Nu e un intermediar. Deci, ce vreau să vă spun este exact ca la Uber. Nu știu dacă știți că toată lumea, oricine drept, știe că Uber-ul costă cel mai puțin, este taxiul cel mai ieftin din lume. Dar foarte puțin știu că în situația în care există o grevă a taximetriștilor, există evenimente sportive, tariful Uber-ului crește și de 10, 20, 30 de ori. Scrie, sunt de acord, dar este tocmai această fluctuație a pieței. Deci este cererea și oferta. Tot este dinamic. Și atunci, valoarea lui este dată de nivelul de căutare. În momentul de față, neexistând această reglementare la nivel internațional, valoarea ei poate să fie oricât vrem noi, sau cât vor participa în situația respectivă. Ideea este interesantă. Nu am nimic împotriva ei. Ideea este că până o reglementăm, sau până când va exista, cineva să-și asume existența ei ca monedă și ca viitor al monedei, există acest risc să fie utilizat în diverse scopuri și să aibă o valoare greu de estimat. Oricine poate să facă așa ceva. Dar moneda e
algoritmul este deschis. Algoritmul este deschis. Oricine poate să mai creeze încă un Bitcoin. Să-i spune altă și mai crează un Bitcoin. La ora actuală, ultima statistică era că erau vreo 600 de monede de criptocurrency. Din 600, relevante sunt 16-18. De Bitcoin vorbește toată lumea pentru că a început posing de cel mai mult timp, dar cea mai mare creștere în ultima vreme o are Ethereum. În afară de Ethereum mai sunt Monero, Litecoin, mai sunt mai multe monede care performează bine din punct de vedere investiție financiară. Cu Bitcoin, eu cred că a crescut atât de mult din cauza că e o cerere foarte mare și există o diferență foarte mare între cerere și viteza de minare a tranzacțiilor respective. Noi folosim tehnologia de blockchain pentru securitate, dar mă autorizez deschis că în ultima lună de zile am mutat toată ferma noastră de minat, minează cryptocurrency, orice altceva de Bitcoin, pentru că nu este rentabil Bitcoin-ul, ca mine. E foarte scump din motivele enumerate mai devreme, dar chiar dacă e foarte scump, ai nevoie de o putere foarte mare de probleme de procesare la ora actuală și de un consum foarte mare de curent și ca mine, pur și simplu, nu-ți rentează să faci lucrul ăsta. Dacă ai investit mai de mult și vrei să vinzi de acum, e o investiție, e o tranzacție pe Forex, la fel ca toate celelalte. Monedele celelalte care sunt deocamdată relevante, dar oricare dintre ele poate să devină relevantă peste noapte și irrelevantă a doua zi, deocamdată încă permit o viteză suficient de mare de minare. Pe măsură ce un număr de din moneda respectivă de timp intră în sistem, cu cât crește numărul de tranzacții, cu atât va fi mai greu să minezi ceva și câtă vreme lumea are încredere, o să crească prețul. Ok. Vreau să constate că am început activitatea națională și activitatea Bitcoin, dar în ambele am vorbit despre nevoie de reglementare. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Vă rog să îi aplaudăm tuturor pe comentarii de și de astăzi. Și vă invităm la un cyber launch în stâlpia noastră de deja de la început.